Felicitări, dragilor! Am văzut că v-ați conectat în număr destul de mare. Am văzut și câteva persoane noi, cunoscute, dar noi alături de noi în această seară. Bun, o să dau și eu un share screen. Bun, sper că îmi vedeți slide-ul. Două secunde să-l dau și un pic mai mare. E perfect. Luli, te-am pe aici. Acrina, te-am un vizor. Bună seara, dragilor! E că nu se vede full screen. Păi l-am făcut full screen. Cred că mai trebuie să mai dai o dată. Și după mai dau o dată un share screen, ok? Da, da. Că ar putea de asta să nu meargă. Că îl dădusem, chiar dădusem. Ok. Ia să-mi spuneți acum cum se vede. Imediat îți spun. Se vede? Momentan încă nu. Da, mine se vede mare. Știi cum trebuie să faci, coach? Să ieși de pe share screen ca... dai share screen mare și după aceea dai să dea share screen de pe Zoom. A, îl fac mare de acolo și după da, aia. Da, apoi share screen de pe Zoom, da. Imediat. Două secunde să-l mai dau o dată, că poate de asta nu merge. Că era deschis și să-l deschid de tot. Așa. Bun. Asta... Acum? Altceva. Super! Bună seara, dragilor! Numele meu este Irina Balica, am 34 de ani, sunt kinetoterapeut de profesie, sunt mămica unei fetițe de 4 ani, eu sunt în această comunitate de 2 ani și 8 luni. Eu mă confruntam, după cum vedeți și în poză, cu un deficit de kilograme. Pe lângă acest deficit aveam probleme cu constipația, celulita, lipsa energiei, căderea părului și aspectul tenului foarte îmbătrânit și obosit. Am cunoscut-o pe Luli în urmă cu 2 ani și 9 luni într-un mall. Mi-a spus că ar avea să-mi ofere o consultație gratuită. Eu am acceptat. Am făcut o monitorizare, la fel cum probabil au făcut și cei care sunt în comunitate alături de noi. Am făcut acea monitorizare și am văzut că sunt cu un deficit foarte mare de kilograme, dar pe lângă asta eu de fapt nu mă simțeam bine. Eu mâncam foarte mult cantitativ, dar nu știam... din punct de vedere al calității ce să mănânc, ca eu să pot nu neapărat să mă îngraș, dar cât să pot să mențin anumite kilograme și să nu fie din grăsime, să arăt într-un anumit fel. Acesta este rezultatul obținut în 3 luni de zile. În pandemie am pus 2,5 kg de masă musculară, mi le și mențin în prezent. Diferența se vede inclusiv la păr, pe lângă că calitatea tenului s-a îmbunătățit considerabil, nu mai am probleme cu constipația, mi-am îmbunătățit foarte mult și partea aceasta de energie, înainte eram foarte obosită și acum pot spune că după o zi de muncă eu încă simt energia aceea și pe mine m-a ajutat foarte mult să îmi îmbunătățesc un pic și calitatea alimentației pe care eu o dădeam în fiecare zi corpului meu. Și pentru că astăzi nu e neapărat despre mine, pentru că astăzi am zis că o să facem teme de nutriție, exact așa cum am făcut și în săptămânile trecute și vă recomand să nu lipsiți la nicio oră de nutriție, pentru că cumva ele merg în lanț și de la o temă la alta noi învățăm anumite lucruri pe care să le implementăm în alimentația noastră sau să le implementăm în viața noastră și automat dacă lipsim la o temă de nutriție, automat la următoarea s-ar putea să se producă un mic dezechilibru așa și să nu înțelegem exact procesul complet, ce înseamnă să hrănești celulele corpului, ce înseamnă să implementezi un stil de viață activ și sănătos. După cum bine știți, sunt 10 teme de nutriție,
Săptămâna trecută am vorbit despre micul dejun și planul nostru de mese, iar în săptămâna trecută am vorbit despre importanța hidratării, mai ales acum în perioada verii când corpul nostru transpiră foarte mult și pe lângă că eliminăm toxinele, noi eliminăm și anumite vitamine prin transpirație și de asta e important, mai ales în această perioadă, să alimentăm și să aducem o hidratare corespunzătoare și, bineînțeles, noi nu tăiem din porție, noi tăiem din calorii. Astea sunt beneficiile acestor programe, pentru că pe noi ne ajută să avem o farfurie echilibrată, să fie, din punct de vedere vizual, bogată, dar să fie slab caloric, pentru că asta e important și este important pentru că în momentul în care noi venim cu multe kilocalorii, atunci corpul nostru, din păcate, începe să le depună și le depune în zonele preponderente, la femei pe burtică, pe coapse și noi asta nu ne dorim. Iar în această seară vreau să vorbim despre nevoile zilnice ale corpului. Și după cum bine știți, fiecare dintre noi se simte bine în pielea lui într-un anumit fel. Și fiecare celulă, da, practic, ea se dezvoltă, crește și în funcție de cum este tratată, ea se multiplică. Dar depinde noi cum hrănim această celulă, pentru că este foarte important ce îi dăm organismului nostru. Și de fapt asta vreau să învățăm astăzi, cu ce să hrănim ca corpul nostru să se multiplice, celula noastră să se multiplice corect. Pentru că dacă vedeți aici, da, noi avem aici, aici este o celulă sănătoasă. Dacă această celulă se multiplică de multe, multe ori, dar așa cum este, da? Fără să aibă surplusul acesta de pesticide, de zahăr, alcool, tutun, tot ce înseamnă factori externi, da? Poluare, dar în schimb noi îi dăm hidratare, îi dăm proteină de înaltă calitate, îi dăm carbohidrați complexi, da? Nu toți cartofii de pe, sau pâine sau mai știu eu ce, da? Și dacă noi îi dăm ce trebuie acestei celule, ea o să se multiplice la fel de fiecare dată. În schimb, noi dacă, din păcate, nu respectăm acest, da, practic, deficitul pe care noi suntem, noi ar trebui să fie în surplus, tocmai ca să avem o nutriție echilibrată. Iar dacă nu îi dăm chestia asta corpului nostru, ea se multiplică până ajunge la un moment dat să se schimbe și să fie din ce în ce mai puțin sănătoasă. Iar corpul nostru, după cum bine știți, da, este format din celule. Aceste celule, da, practic din peste 100 de trilioane de celule, aceste celule formează țesuturile. Țesuturile, la rândul lor, formează organe. Și așa este construit organismul nostru. De asta este important să-i dăm produse de calitate ca el să poată să fie sănătos. Da? Și în momentul în care știm că fiecare celulă se hrănește cu nutrienți de calitate, trebuie să știm că tot ce mâncăm într-o zi se consumă în două moduri. Se consumă pe parcursul unei zile și nu se raportează de la zi la zi, asta e foarte important de știut, iar de pildă proteinele nu se raportează de la masă la masă, de asta trebuie să învățăm un pic despre proteine, despre carbohidrați, despre grăsimi, ca să știm așa un pic cum funcționează corpul nostru. Iar pe parcursul zilei, aceasta este formula energiei. Ați auzit de formula energiei? Cea care ne dă nouă vitalitate. Pe parcursul zilei, noi consumăm proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine, minerale și apă pentru a funcționa corespunzător și pentru a avea energie. Pe timpul nopții, nutrienții și apa sunt folosiți pentru a regenera corpul. Tocmai din acest motiv este bine ca seara să nu mâncăm foarte mult pentru ca corpul nostru să se ocupe de partea asta de regenerare celulară și să nu se ocupe de digestie. De asta e bine să mâncăm ceva mai lejer, să nu mâncăm chiar înainte de a ne culca, pentru ca corpul nostru să poată să refacă celulele pe timpul nopții și să nu fie, că de asta ne și trezim obosiți de dimineață, că dacă noi mâncăm o friptură foarte târziu seara și el toată noaptea stă să digere acea friptură, a doua zi el se trezește obosit, că e ca și cum ar fi lucrat toată noaptea ca într-o zi normală. De asta e important să avem anumite
ore la care mâncăm și în funcție de programul nostru. Tocmai din acest motiv, persoanele care lucrează noaptea, ele trebuie să se adapteze și să-și schimbe un pic programul, tocmai ca să funcționeze corect și să nu fie obosiți și lipsiți de energie. Pentru că la un moment dat, pe undeva pe la 3-4 dimineața, clar, organismul nostru, mușchiul ne slăbește, cade, efectiv. Și în momentul ăla, noi încercăm să apelăm la ceva care să ne dea energie. Și atunci ce facem? Bem cafea, bem cola, luăm croasante cu ciocolată, tocmai ca corpul nostru să simtă că i-a dat ceva cu energie, dar asta este o energie falsă, din păcate. Pentru că acea energie este dată doar pentru o oră jumate, două. După care, iar scade glicemia, iar avem, simțim nevoia să mâncăm ceva și uite așa, corpul nostru tot timpul fluctuează. Și despre lucrul acesta noi am vorbit în temele trecute și de asta este important să știm, să participăm la toate aceste ore de nutriție, mai ales dacă suntem înrolați în programul nostru. Da? Asta este formula energiei despre care v-am povestit și acum vă explic un pic în funcție de ce oferim noi, ce se întâmplă în corpul nostru. Dacă noi avem un mic dejun bogat în carbohidrați sau bogat în calorii, sau poate nu avem niciun mic dejun, pentru că sunt persoane care nu mănâncă nimic la micul dejun, poate beau 2, 3, 5 cafele și gata micul dejun. În momentul în care noi dăm corpului nostru foarte mulți carbohidrați, ce se întâmplă în corpul nostru? Nivelul de glicemie crește foarte mult. Pentru că ce se întâmplă? Zahărul acela este scos din sânge, da, cu ajutorul insulinei. Insulina respectivă, la un moment dat, dacă tot dă corpului nostru din ce în ce mai multă insulină ca să acopere zahărul acela în exces, la un moment dat, practic, exact asta se întâmplă, pancreasul obosește și atunci de acolo încep persoanele să aibă anumite probleme. De asta, practic, glicemia, dacă nu este gravă, nu este o problemă medicală, se poate rezolva din alimentație, în primul rând. Pentru că creșterea nivelului de glicemie, da, atrage reacția pancreasului, care secretă activ insulină. Creșterea bruscă a nivelului de insulină determină scăderea rapidă a glicemiei. Exact ce v-am povestit. Mâncăm, da, foarte caloric, foarte bogat în zahăr, vine insulina, scade acest nivel foarte ridicat, da? Scade foarte mult și în momentul în care scade rapid glicemia, se instalează acea senzație de foame. Devenim nervoși, iritați și nu mai reușim să ne concentrăm. De aceea, necesitatea de a ronțăi ceva, tocmai ca să cumva să acoperim această carență. Și ciclul ăsta se repetă de câteva ori pe zi și atunci așa ajungem să intrăm într-un dezechilibru. Încă de la început, de dimineață când ne trezim. Bun, dacă nu avem un mic dejun, este aproape același lucru, pentru că noi ne trezim pe zero și în momentul în care micul dejun nu există, da, deja glicemia începe să scade, suntem pe un deficit, da, de zahăr și automat, practic, noi iarăși simțim nevoia de o cafea, da, ca să ne crească glicemia și din nou ciclul acesta se repetă. Doar că acest ciclu poate să contribuie la acumularea de grăsimi și kilograme nedorite, pentru că energia ne fluctuează, dispoziția ne fluctuează și toată ziua o să avem senzația aceea de foame neplăcută din punctul meu de vedere, pentru că dacă am mâncat ce trebuie și când trebuie, nu am avea nevoie să mai ronțăim între mese, pentru că ronțeala asta între mese nici nu te ajută să îți saturi nevoia de foame, și nici nu te ajută ca să, dacă ai un surplus de kilograme, nu te ajută această tendință. Bun. Și despre indicele glicemic, da, am vorbit data trecută. Și am constatat că acest indice glicemic pe noi nu ne ajută. Tocmai din acest motiv, noi avem un mic dejun echilibrat care are un indice glicemic scăzut, tocmai ca noi să începem,
Da? Practic, dimineața, pe o glicemie normală, pentru a restabili, da? Pe cele patru obiective ale unui mic dejun, da? În primul rând, să stabilească nutrienții pierduți în timpul nopții pentru regenerarea corpului. Exact ce vă povesteam, da? Pe timpul nopții se regenerează corpul, iar de dimineață ne trezim pe zero. Asigură energie pentru o nouă zi prin oferirea de nutrienți esențiali, proteine, carbohidrați complexi, da? Grăsimi sănătoase, plus vitamine și minerale, ca să ne ofere nouă plusul acesta de energie. Pentru că aici este vorba, noi trebuie să avem energie ca să ne putem duce la bun sfârșit toate taskurile din acea zi, da? Tot ce ne-am programat, noi trebuie să-l facem. Că putem, că nu putem, că avem energie, că nu avem energie, noi trebuie să le facem. Dar în momentul în care noi nu le facem constructiv, o să vedeți și ce se întâmplă. Noi trebuie să restabilim nivelul de hidratare optim, pentru că noi pe timpul nopții, prin transpirație și respirație și urina de dimineață, pierdem undeva la 1,52 litri de apă din corp. Automat de dimineață suntem deshidratați. Tocmai din acest motiv este bine și știți foarte bine că și medicii recomandă un pahar de apă pe stomacul gol. Dar dacă această apă vine și cu enzime, atunci automat curățarea, da, și hidratarea este optimizată. Și ultimul obiectiv ar fi să asigure un nivel stabil al zahărului în sânge. Acesta este foarte important, pentru că pe lângă că reduce nevoia aceasta de a ronțăi între mese, previne căderile de energie pe parcursul zilei și previne anumite boli cardiovasculare, pentru că automat un nivel de zahăr în sânge duce la boli cardiovasculare. Bun. Și dacă am împlinit aceste obiective, da? Noi putem să plecăm de dimineață cu o energie optimă, cu o hidratare optimă, cu o nutriție, da? Pentru că practic noi asta facem prin micul nostru dejun Herbalife. În primul rând, hidratăm și împrospătăm cu băutura de aloi, apoi energizăm și vitalizăm cu un ceai Thermogetics. Și apoi sprijinim și hrănim toate celulele noastre cu nutrienți de calitate, de înaltă calitate. Asta e foarte important, să-i dăm corpului ce are nevoie în cantitățile optime. Tocmai din acest motiv este bine ca micul nostru dejun și întregile noastre mese de peste zi să fie personalizate, pentru că fiecare are anumite nevoi. Fiecare corp este individual, da, și are anumite nevoi. Eu, de pildă, eram pe deficit de kilograme, deci eu clar trebuia să mănânc foarte mult, dar una este să mănânci foarte mult și să nu mănânci nimic decât pufuleți, doar să-ți umfle stomacul, și alta este să mănânci un produs de calitate care conține proteină de înaltă calitate, care are puține calorii, ca să te ajute în planul tău și în obiectivul pe care ți-l dorești. Și apoi, pentru că energia noastră este dată de o proteină de înaltă calitate, această proteină se găsește în masa musculară, asta trebuie să știți. În momentul în care corpul nu găsește proteină de înaltă calitate prin alimentație, prin ce îi oferim noi, el se duce și caută în organism, pentru că el este foarte inteligent și găsește această proteină de calitate în masa musculară. Tocmai din acest moment, din acest motiv, la anumite persoane masa musculară este cu mult slăbită, pentru că nu oferă prin alimentație nutrienții de care are corpul nevoie și atunci slăbește mușchiul. În momentul în care se topește musculatura, în afară că afară și problemele de coloană și genunchi și mai știu eu ce pe partea asta de kinetoterapie, pe lângă asta, practic se produc și anumite carențe în corp. Și mușchiul nostru, în momentul în care slăbește, practic se topește, automat ne dă și o scădere a metabolismului, ne dă și o scădere a arderilor noastre, pentru că nu mai se produce ciclul acela normal, dar în schimb cresc grăsimile. Asta este, din păcate, o problemă, pentru că în momentul în care cresc grăsimile în corp, acestea se depun pe vasele de sânge și pe organe. Tocmai de asta, la anumite persoane, medicii spun că au ficat umărit, că au nu știu ce. Din chestia asta, din cauza alimentației. Ne alimentăm corpul cu ce trebuie, practic
insulina aia scoate zahărul și zahărul ăla se pune sub formă de grăsime unde nimerește. Și de asta apare și surplusul și problemele cardiovasculare. Și aceștia ar fi și anumiți factori care influențează, practic, sănătatea noastră. Deci, pe lângă că noi nu alimentăm corespunzător organismul nostru, ne mai ajută și, cu ghilimele de rigoare, da? Factorii genetici, care sunt 8%, când sunt persoane care spun eu mă îngraș că am probleme cu glanda sau că mama e nu știu cum, da? Sunt 8% persoane care într-adevăr au influențat sănătatea prin factorii genetici, 6% stresul, care acum din păcate este la cote mărite, factorii ecologici 11%, pentru că știți foarte bine că și poluarea din păcate influențează sănătatea din cauza ce inspirăm și ce bem și cum bem, pentru că apa de acum nu mai e cum a fost odată, din păcate. Bun. Și acum noi știm că trăim într-o situație în care cumva majoritatea oamenilor nu înțeleg diferența asta între alimentație și nutriție. Pentru că ce este de fapt o alimentație? Sunt alimentele care ajung la noi în farfurie, dar nutriția reprezintă substanța nutritivă pe care le primește corpul nostru și, de fapt, de acolo se produce magia. Pentru că noi ingerăm alimentele și în momentul în care acestea ajung în zona de colon, da, acolo, practic, se produce extragerea nutrienților din ceea ce mâncăm. Și dacă noi nu dăm corpului ce are nevoie, practic când ajunge acolo și să înceapă să extragă practic nutrienții și să găsească proteina de calitate, grăsimea sănătoasă și mai știu eu ce, de fapt, practic corpul nostru în momentul în care nu găsește, caută în altă parte și atunci produce carențe. Ca să poată să găsească proteină, topește mușchi. Ca să găsească vitamine și minerale, își ia din masa osoasă. Și uite așa, se produc dezechilibre și carențe, în special da, la femeile care sunt predispuse cu osteoporoza. Și noi, în momentul în care descoperim diferența asta, care e diferența între o alimentație și o nutriție de calitate, practic atunci aflăm cumva secretul, de fapt, ce trebuie noi să mâncăm și ce trebuie să-i dăm noi corpului nostru. Asta e foarte important de știut. Exact cum am explicat, da, suntem într-un dezechilibru nutritiv, da, cu prea multe grăsimi, prea mulți carbohidrați, toxine, din cauza că noi prelucrăm foarte mult hrana, foarte multă sare, eventual și foarte multe, știți că la anumite produse se pune monoglutamatul, acela ca să-ți dea senzația să mănânci mai mult, da? Și din păcate noi nu avem în farfurie vitamine, minerale, proteine, fibre, pentru că fibrele ne ajută foarte mult în digestie și dacă vă știți cu anumite probleme de digestie, e bine să creșteți un pic aportul de fibre în organism, aminoacizi, apă și grăsimi vegetale. Apa este foarte importantă. Dacă noi nu oferim apă celulei noastre, practic ea rămâne ca o stafidă. În momentul în care o alimentăm cu apă, o hidratăm, ea practic se desface și poate să primească din exterior nutrienții aceștia pe care noi îi oferim, adică vitamine, proteine. Dacă ea nu este hidratată corespunzător și rămâne ca o stafidă, noi degeaba îi dăm anumite chestii pentru că ea nu poate să primească. Și asta e foarte important, da? Trebuie să hidratăm, da, celula ca să poată să primească nutrienții de calitate. Bun. Aici am făcut așa o diferență între ce valori nutritive, da, există încă de la sămânță până la consumator. Și cam ăsta este procesul și cu cât e mai procesată o mâncare, din aia și nutrienții scad. De pildă, orezul. Noi, majoritatea, mâncăm orez alb, crezând că este mai bun. Dar, de fapt, este procesat, teaca aceea care susține orezul,
care conține complexul acela de B-uri și ne ajută pe noi foarte mult, este îndepărtată și noi practic mâncăm prin procesarea orezului, mâncăm doar bobul și ne umflă în stomac. Nu aduce niciun aport nutritiv corpului. Asta este important de știut. De asta trebuie cumva să învățăm, și aici o să învățăm la teme de nutriție, să citim un pic etichetele, să învățăm un pic despre anumite produse, ce să alegem, de ce să le alegem. Și dacă nu suntem împreună cu persoana care ne invita sau antrenorul nostru, să putem să mâncăm, dar nu mergem, să zic, mergem la cineva acasă, să știm ce să ne alegem de acolo să mâncăm. Pentru că până la urmă, fiecare se duce la cineva acasă și te trezești, eu ce fac? Nu mănânc? Sau apare chestia aia de mănâncă numai nu știu ce. Nu, e vorba că mâncăm la fel, doar că știm ce să alegem pentru farfuria noastră și pentru obiectivul nostru. Și asta spuneam, ce ajunge de fapt în farfuria noastră. Da? Din cauza procesării, alimentele sunt lipsite de nutrienți. Alimentele conțin diferite substanțe chimice, pentru că știți foarte bine cum e umflat puiul, roșia e colorată, tot felul de chimicale care se pun pe tot felul de legume și fructe ca să le mențină, pentru că știți foarte bine că anumite produse nu se găsesc la noi în țară și ca să poată să fie transportate, ele trebuie să fie un pic tratate, că nu poate să țină atât de bine și atât de mult. Și din cauza acestui timp îndelungat de transport, da, la noi ajung cu mult mai puțin nutrienți, dar în schimb cu foarte multe chimicale. Și nu mai zic de fast food-uri, dulciuri, patiserii, în care, din păcate, nu sunt cele mai ok pentru corpul nostru, pentru că vin foarte multe cu grăsimi foarte mari, da? Și ca și probleme, ce se pot întâmpla în momentul în care noi continuăm să nu avem grijă la alimentația noastră. După cum bine știți, în România, la copii sub 10 ani, deja avem probleme cu obezitatea. Da? Probleme gastrointestinale, nervozitate, supraponderabilitate foarte mare. Și, într-adevăr, sunt anumite consecințe pe care, dacă noi nu încercăm să le îmbunătățim acum, peste 10 ani, o să fie și mai greu de schimbat un pic, pentru că e vorba un pic și despre obiceiurile alimentare și ideea este cum implementăm în familia noastră. Pentru că, până la urmă, persoanele care încep să facă schimbări se gândesc prima oară la persoanele din prejurul lor și anume la familie. Și acolo încearcă să schimbe un pic, pentru că dacă înțelegeți un pic despre consecințele și problemele care se pot produce în următorii 10 ani, atunci o să schimbați un pic alimentația și persoanelor dragi vouă. Pentru că sunt anumite tulburări care cauzează aceste dezechilibre alimentare. Tocmai din acest motiv și eu aveam probleme cu constipația și cu balonarea, pentru că mâncam foarte multe lucruri fast food, sucuri carbogazoase și automat astea îmi produceau un dezechilibru intestinal. Bun. Și acum o să vreau să urmărim împreună un filmuleț despre macronutrienți. De ce macronutrienți? Macro pentru că ei se găsesc, noi trebuie să dăm corpului în cantitate un pic mai mare și aici se încadrează proteinele, carbohidrații și grăsimile sănătoase și o să vă pun filmulețul, vreau să fiți atenți, iar după filmulețul o să discutăm un picuț despre ce s-a vorbit. Luli, o să ies un pic de aici, să-mi spui... Da, cu audio, nu? Da, da, exact, da? Ok. Stai așa un pic. Așa, îmi spui tu dacă se și aude. Stop! Dacă știi ce este Netflix sau ai auzit cel puțin o dată despre această platformă, atunci... Ia spune-mi acum. Da, ce stream? Ok. Ok. Vrei să dau mare? Ultimul. Ăla. Ok. Gata.
Ascultă. Corp sănătos, vitalitate, stare de bine, energie. Sună bine, nu-i așa? Cu toții vrem asta. Dar suntem cu toții dispuși să urmăm întocmai prescripția completă pentru a ne îmbunătăți stilul de viață? În cazul ăsta mă refer la recomandările pe care urmează să ți le fac, în calitate de consultant wellness cu zeci, chiar sute de clienți mulțumiți și rezultate obținute. Dacă da, atunci nu încape îndoială. La capătul celălalt al acestui parcurs ești tu, în varianta îmbunătățită, echipată cu cele mai sănătoase obiceiuri de nutriție și stil de viață. Dar până să ajungem împreună acolo, îți lansez o întrebare. Știai că sănătatea corpului începe cu sănătatea fiecărei celule? Este evident că dezechilibrele stilului de viață modern aduc un surplus mare de calorii goale, de substanțe nesănătoase. Avem un deficit tot mai mare de alimente sănătoase și principii nutriționale benefice și corecte. Încet, dar sigur, acumulăm grăsimi și tot mai des ne plângem de lipsa energiei și a vitalității. Avem disconfort digestiv, dureri de cap, chiar de la vârste fragede. Acest cerc vicios duce la disconfort sau chiar îmbolnăvire. Abordarea Herbalife Nutrition se bazează pe o filozofie globală de nutriție și stil de viață. Urmărim echilibrul între deprinderi corecte alimentare, nutriție, dar și stil de viață, relaxare și activitate fizică. Pentru a funcționa optim, în fiecare zi, printre altele, corpul nostru trebuie să primească 5 categorii de nutrienți. 1. Proteine. 2. Micronutrienți. 3. Carbohidrați și fibre. 4. Grăsimi sănătoase. 5. Fitonutrienți. Când este vorba de nutriție, primul pas este să consumăm macronutrienți de calitate și în cantitatea corectă. Se numesc macronutrienți pentru că se mănâncă în cantitate mare, proteinele, carbohidrații și grăsimile. În dieta modernă de obicei, proteinele sunt prea puține și sau prea multe de origine animală. Grăsimile, prea multe nesănătoase, trans și omega-6, dar insuficiente omega-3. Carbohidrații se găsesc din abundență, dar trebuie să-i alegem pe cei complexi și cu aport mare de fibre. Soluțiile Herbalife Nutrition. Programul nostru îți oferă soluții nutriționale pentru nevoile corpului, adică nutriția necesară pentru funcționarea optimă a corpului tău la nivel celular. Aproape toate ingredientele din produsele noastre sunt foarte ușor de digerat și de absorbit și contribuie la transportul nutrienților necesari către celule, pentru ca ele să-și vadă de treabă în fiecare zi. De fiecare dată, produsele Herbalife Nutrition ne vin în ajutor acolo unde e nevoie de suplimentare sau trebuie corectat deficitul unei anumite categorii de nutrienți. De aceea, planul nostru se focusează pe a corecta echilibrul corect de proteine de calitate, grăsimi omega-3 și fibre alimentare. Odată cu alegerea corectă a tipului de carbohidrați, proteine și grăsimi, ești echipat cu soluții ideale pentru fiecare masă a zilei pe termen lung. Bun. Și imediat revin. Se vede share screen-ului? Da, sunt doar mare. Stai, că nu, trebuie să ieși de tot, că mi-a intrat YouTube-ul. Trebuie să revii pe slide. Adică dai stop share și dai share pe... Da. Imediat. Gata? Da, coach. Da, stai să mă duc la... Bun. Și, de fapt, asta era ideea, că ei se numesc macronutrienți pentru că se mănâncă în cantitate mare, da? Proteine, carbohidrați și grăsime, exact cum spuneam în filmuleț. Dar noi, din păcate, când ne alegem să ne facem o farfurie corespunzătoare, da? Proteinele, din păcate, sunt în cantitate mult prea mică sau carbohidrații se găsesc din abundență pentru că nu știm exact ce nevoie are corpul nostru sau grăsimile sunt prea multe sau nu sunt grăsimi sănătoase. Tocmai de acesta, din acest motiv, este important ca noi, pe lângă că avem acest mic dejun nutrițional Herbalife și am înțeles beneficiile acestui mic dejun, noi trebuie să aducem un aport optim și la gustări și la prânz, da? Și asta înseamnă să personalizăm foarte bine programul nostru. Și asta o facem împreună cu antrenorul. Antrenorul este o persoană care vă ajută pe voi, pe lângă să vă facă aceea cântărire, vă ajută pe voi să descoperiți împreună ce nevoie are corpul și
eventual și ce preferați voi să mâncați, pentru că fiecare are anumite gusturi și poate unele persoane nu mănâncă, poate nu mănâncă deloc carne, dar și tocmai din acest motiv noi personalizăm specific pe fiecare persoană în parte. Și pentru că ne bazăm pe această filozofie globală de stil de viață sănătos și activ, noi practic urmărim să avem un echilibru între deprinderile corecte alimentare și un stil de viață sănătos prin a face sport, prin a ne odihni, prin a mânca ce ne trebuie, corespunzător ce ne trebuie nouă, ca și organism. Și tocmai în acest motiv am vrut să pun un pic filmulețul ăsta, pentru că aici explică foarte bine, pe înțelesul tuturor, și de nevoile noastre și cam cum ar trebui să arate farfuriile noastre. Și tocmai de asta e important, ca să nu ratați următoarea oră de nutriție, în care o să luăm fiecare macronutrient în parte și o să vorbim despre el, ca voi să înțelegeți mai bine de ce trebuie să personalizăm proteina în alimentația noastră. Proteina este cărămida, practic, corpului, e cărămida corpului nostru, pentru că ea ne ajută pe noi să ne menținem această vitalitate și energie. Și este important pentru că în momentul în care noi înțelegem acest proces, putem să continuăm procesul nostru și să adaptăm cât mai bine programul nostru personalizat. Și dacă am înțeles acest lucru, da, o să luăm legătura cu persoana care ne-a invitat în această seară, cu antrenorul nostru, ca să putem să vedem cum putem să beneficiem ori de pachetul întreg pe care noi îl oferim și de care voi o să beneficiați, da? Dar putem să vedem și ce alte, pentru că noi avem în fiecare zi aproape evenimente, da? Uite, de pildă, mâine noi avem sport și în momentul în care facem sport, dacă nu puteți să veniți offline, da? Dacă nu puteți să veniți în parc alături de noi, noi facem și online. Asta înseamnă de acasă, din confortul casei, vă conectați pe Zoom și în momentul în care voi implementați și mișcarea în viața voastră, practic aduceți un aport de 20% mișcare pe lângă 80% nutriție, pentru că acesta este conceptul ca să avem 100% rezultate. Și persoanele care încă nu au licență sunt invitate joi seară, da, să poată să semneze licența ca să-și ia produsele cu discount. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult aici este că sunt oferite cadouri, sunt oferite discounturi la anumite produse pe care, din păcate, în alte magazine eu nu beneficiez. Degeaba cumpăr anumite produse de aproape 3 ani de zile, da? Să nu dau mărci acum, dar zic așa, de iaurturi, cumpăr o anumită marcă de foarte mult timp. Niciodată nu mi-a dat discount. Poate am un 3 plus 1 gratuit și atât, dar discount la produse și anumite cadouri brandate și cadouri care sunt de calitate superioară, mie nu mi-a oferit nimeni la magazin când am fost să-mi cumpăr orez, să zic, brun sau iaurturi sau alte lucruri. Tocmai din acest motiv, joi seară sunteți invitați să beneficiați de acest discount, da? Pentru că faceți parte din comunitatea noastră. Și, bineînțeles, o să primiți și un card cadou de care puteți să beneficiați. În primul rând, puteți să aduceți o persoană alături de voi la o oră de nutriție să vadă și ea despre anumite teme de nutriție pe care noi o să le facem și în momentul în care voi veniți cu acea persoană, voi beneficiați de ora aceea gratuită împreună cu persoana pe care ați invitat-o sau o oră de sport, da? Sau, de ce nu, poate și o oră de o gratuită de nutriție. Asta o să vorbiți cu antrenorul și stabiliți împreună ce voucher vă interesează spre direcția care sunteți mai mult pe nutriție sau mai mult pe sport. Și în momentul în care faceți parte din echipa noastră, noi avem și anumite servicii. Pe lângă că noi facem sport, facem ore de nutriție, aveți monitorizări gratuite, grupul privat de mese în care noi practic ce facem? Corectăm
farfuriile. Asta e foarte important ca cineva în fiecare zi când tu îți postezi masa, da, să te poată sprijini să-ți spună mai adaugă un pic de cărniță sau mai pune niște legume sau mai în funcție de ce mănânci tu în ziua respectivă. Practic se optimizează în timp real. Și avem varianta de 7 zile de detoxifiere. Da? Și aveți, asta e foarte important pentru că pachetul nostru de servicii, acestea sunt programele noastre de 7 zile, 21 de zile sau pe termen un pic mai lung pentru scădere în greutate. Ce e foarte important aici, pentru că voi aveți aceste servicii de care beneficiați, iar în alte părți nu o să beneficiați, o să vă dea doar produsul, gen cum am spus eu, iau doar iaurtul și nu mi-oferă nimeni această monitorizare și partea asta de personalizare. Pentru că aici e foarte important ca mesele noastre să fie personalizate și pe lângă asta primesc și vouchere cadou și cadouri, promoții de clienți. Da? Avem o grămadă de promoții și avem și varianta în care facem sport împreună 7 zile, da? 21 de zile sau pentru cine își dorește pe termen lung, cum am fost și eu de aveam nevoie să cresc în greutate, da? Avem mic dejun, ore de sport, seminarii de nutriție, monitorizări, grupuri private, antrenorul personal, da, 1-1, monitorizare gratuită, personalizarea meselor, da? Și asta e foarte important că aceste servicii le primiți gratuit pentru că voi o să faceți parte din echipa noastră. Și asta e foarte, foarte important. Bun, dragilor, acum mă văd, sper. Vreau să-mi spuneți cum vi s-a părut, vreau să vă felicit că ați participat în această seară la ora de nutriție, sper că v-ați luat informațiile necesare și v-am mai clarificat așa un picuț despre ce este vorba. Acum, dacă vreți, puteți să deschideți microfonul și dacă aveți întrebări, să le discutăm. Mulțumim, Irina. Uite, eu știu că vorbisem la început cu Vlad și uite, Vlad este de... Vlad, poți vorbi, da? Da. Bun, Vlad, tu de cât timp ești în program cu noi? 8 zile, de când a început cursul. De la început, să zicem undeva la vreo 2 săptămâni? Nu, după 15 exact. De când a început competiția 21 de zile. Bun. Vlad, tu în program, tocmai mi-ai explicat că te simți mai bine și ai și rezultate pe kilograme. În afară de micul dejun nutrițional pe care l-ai avut, tu ce ai implementat nou? Ce ai avut? Care au fost lucrurile care te-au mai ajutat din program? Păi, eu mai mult, să vă zic sincer, de asta am venit să-mi dezvolt o cultură și o știință a alimentelor. Acum trebuie să mă alimentez corect. Deci, asta m-a auziți? Da, zic, educația nutrițională. Și Vlad, ce ți-ai luat exact, din... asta m-a atras cel mai mult. Fiindcă să învăț de la cineva educația asta nutrițională și să mă disciplinez. În tot acest proces, Vlad, uite, am înțeles că tu ai și rezultat deja obținut. Cât ai reușit să slăbești? 8 kg. 8 kilograme. Să vă spun cum a reușit Vlad să dea acele 8 kilograme. În mod normal este o cantitate de grăsime și de asta ținând cont de faptul că Vlad a practicat ceea ce Irina Balica a spus astăzi și anume a ținut cont de nutrienți, el a dat din cantitatea de grăsime. Vlad, nu ți-a târnă pielea, nu? Nu. Bun, pentru că este foarte important cum se regenerează corpul automat în momentul în care tu dai și cantitatea de grăsime. Cantitatea de grăsime conține o cantitate mare și de apă. Și în momentul în care tu ai retenție de apă, kilogramele sunt mai multe la început, mai ales în primul program de o săptămână și când se face detoxifierea și curățarea colonului, sunt foarte multe mucilagii la nivelul intestinului care se curăță. Și automat în prima săptămână dăm cele mai multe kilograme. Vlad, îți urez baftă în continuare în competiție. Știu că și Silviu și Cătălina sunt în program. Mulțumim, Vlad. Hai să vedem, Cătălina și cu Silviu, cum vi s-au părut temele până acum? Ce v-ați luat astăzi de la tema de nutriție și ce ați reușit să obțineți voi până acum din programul pe care l-ați avut? Pentru noi a fost o provocare să începem treaba asta.
Am zis, hai să fie, să vedem ce-o fi. Eu sunt o persoană care nu mănâncă deloc dimineața și nu mănânc dimineața de vreo 6 ani încoa, decât seara, eu doar seara mâncam. Momentan, până acum, am slăbit doar 3,5 kg. 3,5 kg. Bravo, Cătălina, niciodată nu ne comparăm cu altă persoană, ci ne comparăm cu carențele noastre nutriționale, dezechilibrele noastre. Și acum cred că ai înțeles cel mai bine, Cătălina, că nu neapărat să mănânci slab caloric este o soluție să slăbești, ci să te asiguri că ții și nutrienții necesari ca să oferi combustibil corpului tău și să te asiguri că nu faci efectul yo-yo, adică depui imediat după tot ce-ai acumulat. Bun, exact. Hai să vedem, Silviu, ce a reușit să obțină până acum în program? Când să pare, Silviu? Pe mine m-a atras foarte mult partea de sport, de activitate fizică, lucrând de acasă de 2 ani și ceva. Asta... Dacă ai fost să-ți fi făcut abonament la sală, te țineai la fel de mult cum... Nu. Păi de asta nu făceam. Am sala la, nu știu, la... 5 minute de mers cu mașina. Nu că mulți dintre noi și-au făcut abonament la sală în anii anteriori, să duceau primele 2 ședințe, să duceau la Decathlon să cumpere haine mai întâi și după aceea... Da, exact. M-aș fi dus, nu știu, Primele 2 săptămâni. Bun. Dar după... Ce te-ai luat de la tema de astăzi? Nu numai de la tema de astăzi, de când am început programul... am început să văd cam ceea ce mănânc. Chiar sâmbătă am fost cu Cătălina să ne facem niște cumpărături și am văzut câte alimente putem să ne cumpărăm, câte chestii bune pentru noi putem să ne cumpărăm, fără să mai cumpărăm prostii. La etichetelor, bravo, super! Uite, nu știu dacă doamna Gianina este deschisă să vorbească cu noi, pentru că este pentru prima oară. Îți mulțumesc, Silvă, mulțumesc, Silvă și Cătălina. Doamna Gianina, pentru că ați fost pentru prima oară și ați fost invitata noastră, vreau să vă întreb cum vi s-a părut tema de educație nutrițională. Mi s-a părut foarte interesantă, mai ales că eu sunt profesor de biologie. Și predau adesea lucrurile astea copiilor mei, elevilor mei, și a fost frumos să mă simt elev și să aud de la altcineva informațiile prezentate cred că într-o manieră mult mai atractivă decât o fac eu la clasă. Așa? Și sunt într-adevăr foarte multe lucruri de interes. Și educația asta nutrițională ar trebui să înceapă la vârste foarte fragede și probabil noi suntem generația care avem un deficit educațional în sensul ăsta și mai ales în contextul actual în care tinerile generații sunt mai mult atrase de fast food și au un program, un stil de viață dezorganizat și atunci educația nutrițională, repet, ar trebui începută la vârste mult mai fragede. Mult mai fragede. Mă bucur foarte mult să vă aud feedback-ul, doamna Gianina. Pentru noi este foarte important, mai ales dintr-o persoană care vine cu o expertiză în spate, are experiență în domeniu și contează foarte mult. Tocmai de aceea noi, prin programele noastre, primul lucru și cel mai important este să putem să oferim această educație. E important să avem și soluțiile nutritive, de asta și colaborăm cu o companie care vine cu partea de nutriție și să ne pună la dispoziție soluții, pentru că poate venim cu informația, dar dacă nu reușim și practic să-i ajutăm și în continuare mănâncă dezechilibrat, este mult mai greu, mai ales să-i primiți la magazin. De asta mă bucur foarte mult că am fost prezenți astăzi. Îți mulțumesc încă o dată, Irina Balica. Ea este și kinetoterapeut de profesie și se întâmpină foarte des cazuri în care oamenii au probleme cu oasele, au probleme cu mușchi, au probleme cu mobilitatea și cu siguranță toți avem nevoie de un stil de viață echilibrat. Vă invit să fiți alături de noi și la celelalte servicii pe care noi le avem în program, mișcarea, să vedeți ce fain este când este în comunitate, dar și anamneza și evaluarea nutrițională. Așa că, doamna Gianina, cu mare drag o să pot să vă ofer celălalt cadou din partea mamei, dacă tot ați votat și pentru mama, și să vedeți și anamneza și evaluarea nutrițională, ce mult o să vă ajute. Vă mulțumim tuturor, mulțumim încă o dată, Irina, și vă așteptăm data viitoare. La revedere! Ne vedem la sport! Mulțumim, la revedere! Seară bună!